Aspectul cel mai corect al limbii naționale este produsul unei prelucrări continue a acesteia de către scriitori, publiciști și oameni de știință. Sinteza posibilităților de exprimare, la un moment dat, se definește prin expresia limbă literară sau limbă literală. Să vedem ce ne spune Dexul de pe stradă. Care este diferența dintre literar și literal? Copiii vorbesc literar. Avem lecțiile literale astăzi. Literal. Încă o dată mi-ai spune. Literar. Literal, cred că. Nu vorbi literar. E corect. Literar. Mi se pare că vorbesc literal. M-a făcut ieri o propoziție literară. Literar, eu cred. Literal. Noi vorbim literal. Literar? Ui, eu nu știu. Literar. Vorbim o limbă literară. Limba este literară. Asta ar fi forma corectă. Confuzia dintre cuvintele literar și literal se face frecvent în limbajul curent. Precizăm că ambele există în limba română. Sunt paronime, adică termeni asemănători ca formă, în acest caz îi diferențiază doar o literă, dar cu sensuri total diferite. Literar, care aparține literaturii, care se referă la literatură, care corespunde cerințelor literaturii. Iar literal, care se reproduce cuvânt cu cuvânt, literă cu literă, textual, ad literam. O formă asemănătoare, mai cunoscută și mai folosită, este literalmente, sinonimă cu efectiv. Este necesară, așadar, doar utilizarea lor în contextele potrivite. La lecția de limbă română am făcut un comentariu literar al romanului studiat. Elevii vor analiza operele literare a 10 autori. Am tradus literal un text din engleză în română. Îți spun literal care este opinia lui. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.